Știu că n-am zis nimic nou, auzim asta mereu Gândeam și eu cu voci tare așa, pe înțelesul meu Băi, stăteam eu și mă gândeam la acel concert pe care l-a dat Morgenstern la noi în țară. Vă mai amintiți? Acel artist care înjură în piese și care bea alcool pe scenă. Am văzut atâta lume care s-a revoltat pe motiv că acest personaj promovează incultura. Sincer, mie îmi place Morgenstern. Adică, nu-l ascult în căști, dar îl apreciez ca artist. Și am încercat să-mi găsesc niște argumente așa, pentru mine. Eu mă consider un om relativ cult. Un om care citește, care consumă mult teatru, filme, chiar dacă nu-ți vreun cinefil, și uneori chiar muzică de calitate, așa cum ar numi-o unii. Cu toate astea, cunosc foarte multe piese în care se înjură. Le știu pe de rost, adică am crescut cu ele. Mă reprezintă oare asta ca om? Înseamnă că acel interpret mă educă? Oare mesajul pe care îl iau din piesele unui artist de genul ăsta e dăunător? Răspunsul meu pur subiectiv e nu. Gândiți-vă voi, cei care sunteți de părere că asemenea artiști trebuie excluși din lumea muzicii. Ce cântece ați ascultat voi în copilărie, adolescență, tinerețe, maturitate? Ați ascultat doar Beethoven, doar Tchaikovsky? Fiți sinceri și spuneți-mi, chiar nu ați ascultat piese cu înjurături? Ce vreau eu să spun e că nu stilul de muzică ne definește și că nu am fost educați de piesele pe care le ascultam. Dar poate nu artistul e vulgar. Poate modul în care noi îl percepem ne face să-l vedem așa. Poate nu ați luat în calcul faptul că un artist de genul ăsta și-a construit un personaj. Că asta e forma lui de artă. Că poate el în viața de zi cu zi e un om complex, inteligent și responsabil. Poate că în muzică pune cele mai ascunse lucruri ale lui. Lucruri pe care le avem și noi în sinea noastră. Doar că numai el a decis să fie sincer. Nu face lucrurile la suprafață. Am văzut și mulți artiști din spațiul nostru care criticau dur acel concert. Iertați-mă, dar mi se par mult mai toxici artiștii care se ascund mereu după texte cu mama, tata, dragoste, țară, dor, patrie, copilărie. Da, e imposibil să nu te sensibilizeze o piesă despre mama, e în firea noastră să ne iubim părinții, iar noi, consumatorii, nici nu ne dăm seama cât suntem de manipulați sentimental de astfel de piese și o luăm drept artă pură. E ca în cazul politicienilor cu mesaje patetice și mincinoase. Credeți-mă, știu și eu să scriu versuri. Am făcut un experiment. Mi-a luat sub 15 minute să scriu o piesă cu un mesaj emoționant și sunt convins că ar fi putut avea succes dacă o dădeam unui artist care toată viața lui a încercat să emoționeze și nu s-a gândit niciodată la vreo formă de evoluție. Ce apreciez eu la acești artiști controversați este faptul că depun o muncă enormă pentru a-și crea personajul. Fapt pe care nu-l regăsesc la mulți artiști de-ai noștri. Ok, și nu numai de-ai noștri. Poate o să vi se pară șocant, dar eu chiar îl consider pe Morgenstern un artist de valoare. Mai ales că i-am ascultat interviurile și am văzut ce știe și cum gândește. Munca, reinventarea, actualizarea, sinceritatea dă valoare unui artist. E ușor să sensibilizezi un ascultător, dar e mult mai greu să fii sincer cu el. Nu, nu sunt aici să vă învăț. Gândeam și eu cu voce tare așa, pe înțelesul meu.